Salut! Astăzi vom semăna două culturi perene. Asta ce înseamnă? Că le semănăm odată și beneficiem de ele timp de mai mulți ani, fără a mai fi nevoie de resemănare. Am ales un loc în grădină unde vreau să semăn leuștean. Am achiziționat două soiuri de leuștean de la un supermarket, alături de o cultură de ștevie. Așa că mergem în grădină, săpăm terenul, îl pregătim și semănăm împreună leuștean și ștevie. Sunt două culturi foarte bune, de pe urma cărora vom beneficia timp de minim 8-9 ani. Poate fi consumat leușteanul atât în stare verde, cât și uscat. Iar ștevia este foarte bună pentru ciorbe. Haideți împreună să facem aceste lucrări în grădină. După ce am executat șanțurile în care vom pune sămânța, luăm sămânța de ștevie și o așezăm în aceste șanțulețe. Câte una, două. Vom vedea care din ele vor germina. Am așezat semințele și acum tragem pământ peste ele pentru a fi în contact sămânța cu pământul. Pentru că avem o suprafață mică, putem face manual această operațiune de acoperire a semințelor. Procedăm la fel și cu semințele de leuștean. Avem două sortimente, le vom pune pe două rânduri distincte. Luăm sămânța și o așezăm în pământ. Încet și cu răbdare. Am terminat de semănat cele două soiuri de leuștean și în continuarea lor am semănat ștevie comestibilă. Am acoperit sămânța, am tasat pământul și acum voi face o udare sumară. Și pentru a îmbina utilul cu plăcutul în grădina noastră, la capătul rândului de leuștean și ștevie, am plantat un trandafir chimono.